Pastorul creștin Sies Luis a lăsat posterității și următorul citat. Biblia, citită în spiritul potrivit și cu îndrumarea unor buni profesori, ne va conduce cu siguranță la Domnul Isus. Sunt pastorul Costi Gogoneață și vă sunt recunoscător că mă primiți în casele dumneavoastră și în această nouă ediție Taine din Scripturi. Vă mulțumesc celor care ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook sau pe YouTube. Vă apreciez de asemenea pe aceia care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. Apreciez că ne scrieți și că vă doriți să fim în contact permanent. Trebuie să vă spun că citesc cu aceea seriozitate fiecare mesaj pe care ni-l transmiteți. Am ales să împărtășesc cu dumneavoastră, de data aceasta, mesajul primit pe Facebook din partea doamnei Eugenia Ungureanu. Dumnezeu ne scrie așa. Taine din Scripturi este o emisiune pe care o urmăresc cu mare atenție pentru că este plină de profunzime spirituală. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne responsabilizează enorm astfel de mesaje. Rugați-vă pentru noi. Avem nevoie să prezentăm așa cum este scris adevărul Scripturii. A sosit timpul să-i salut pe cei doi colegi care îmi vor fi parteneri de discuție în această ediție Taine din Scripturi. Mă bucur să. Îi spun bun venit pentru prima dată în platoul nostru pastorului Mihai Miron. Bun găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Și de asemenea, bun regăsit pastorului Daniel Brânzan. Bun găsit. O să începem deja discuția noastră. Pornim de la prima rubrică, întrebarea ta. Pe WhatsApp la 0751400300 ne-a scris cineva întrebându-ne care este motivul pentru care păcatul împotriva Duhului Sfânt nu poate fi iertat? Care începeți? Te rog, Mihai. Este o întrebare foarte dificilă pentru că Biblia descrie prin gura Domnului Hristos ideea de păcat sau de hulă împotriva Duhului Sfânt. Însă, din păcate, motivele nu sunt evocate foarte clar, nu avem o propoziție clară, o afirmație foarte limpede cu privire la acest aspect. Însă, din cele prezentate de Domnul Isus Hristos, vedem că păcatul împotriva Duhului Sfânt sau hula împotriva Duhului Sfânt se constituie ca fiind o realitate care are de consecință orice. Ruptu sau o ruptură atât de mare, o prăpaste atât de mare între om și Dumnezeu, încât această prăpaste sau această ruptură nu poate fi remediată. Domnul Hristos folosește, folosește această ilustrație și vorbește despre uh, pomul bun și roade bune, pomul rău și roade rele. Uh, face trimitere la, la această ilustrație tocmai pentru a zugrăvi cât se poate clar faptul că un om care este rupt de Dumnezeu este o persoană care i-a întors spatele lui Dumnezeu și influenței Duhului Sfânt, în el practic nu mai lucrește nimic bun. Omul acela probabil are rădăcinile afectate, planta în sine este, are carențe în dezvoltare și roadele ca tare sunt roade, roade rele. De aceea, din punct de vedere spiritual, consider că păcatul împotriva Duhului Sfânt nu poate fi iertat pentru, pentru simplu fapt că omul i-a întors definitiv spatele lui Dumnezeu. Cu toate acestea, există posibilitatea prin Hristos, prin jertfa Domnului Hristos, ca fiecare dintre noi, indiferent teoretic de felul în care ne raportăm la viața asta și la păcat, să avem șansa unei reintrări în bucuria stăpânului, cum spune o afirmație din Scriptură. Și atunci, ce ne oprește să mai facem lucrul astea? Avem, știm cumva când am păcătuit împotriva Duhului Sfânt, mai ales că nu este foarte clar descris motivul acesta. Poate că nu știm că am păcătuit împotriva Duhului Sfânt, dar Biblia ne asigură că oricine își ascunde fără de legile nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Pe scurt, orice păcat care este mărturisit și părăsit va fi iertat. Avem vreun exemplu în scriptură de om care a păcătuit împotriva Duhului Sfânt? Sunt două exemple care îmi vin în minte. Unul este cel legat de un ucenic al Domnului Hristos, este vorba despre Iuda Iscarioteanul. Nu ni se spune despre el că a păcătuit împotriva Duhului Sfânt, însă consecințele alegerilor sale ne indică faptul că Iuda i-a întors definitiv spatele lui Hristos și prin această întoarcere și prin această respingere a influenței Domnului Hristos uh, uh, i-a întors spatele și Duhului Sfânt care a vrut să-l influențeze uh, până la capăt și a mijlocit până la capăt uh, pentru ca Iuda să-și revină din acea stare și din acea uh, alegere pe care, pe care a făcut-o. Acesta este un prim exemplu, Iuda până la urmă s-a spânzurat, așa știm, din Sfânta Scriptură și un alt exemplu este evocat în fapte capitolul 5, faptele apostolilor, atunci când vorbim despre două personaje care au, au realizat sau s-au așezat într-o postură în care nu mai puteau să fie recuperați. Este vorba despre Ananie și Safira care... Uh, au păcătuit împotriva Duhului Sfânt conform spuselor lui Petru și acest păcat uh, le-a le produs moartea. Mulțumesc mult pentru răspunsurile la această întrebare. Vă provoc să ne adresați dilemele cu care vă confruntați. 0751 400 300 este numărul de telefon la care așteptăm întrebările dumneavoastră. De asemenea, vă rugăm să lăsați comentarii publice sau în privat pe YouTube sau pe Facebook. Vă rugăm să ne scrieți dacă aveți motive pentru care ați dori să ne rugăm aici în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. De asemenea, distribuiți emisiunea noastră dacă ne urmăriți pe vreuna dintre rețelele sociale și vă încurajăm să ne scrieți dacă doriți să studiem Sfânta Scriptură împreună. Numărul de WhatsApp vi-l reamintesc 0751 400 300. Trebuie să vă spun și cu această ocazie că emisiunea noastră este înregistrată. Din păcate, nu vom putea răspunde în timp real întrebărilor dumneavoastră. Ca de fiecare dată, subiectul acestei ediții ne va fi introdus de către colegul Răzvan Lup, prin rubrica Argument. Copiii din lumea biblică sunt priviți ca fiind o binecuvântare și o moștenire. Însă, cu cât ne apropiem mai mult de momentul prezent, normele prescriptive de disciplinare a copiilor au devenit puse sub semnul întrebării. Poziția Bibliei este însă foarte clară. Copiii trebuie mai întâi învățați, educați prin exemplu și prin comunicare verbală. Iar cuvintele acestea pe care ți le poruncesc astăzi, să le păstrezi în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre ele atunci când vei fi acasă sau în călătorie, când te vei culca sau când te vei trezi. Apoi, tu, în calitate de părinte, trebuie să îți iei timp pentru a răspunde la întrebările și preocupările lor. Și când te va întreba fiul tău într-o zi ce înseamnă lucrul acesta, să-i răspunzi. Corecția fizică este ultima soluție care însă nu trebuie evitată. Biblia impune, nu doar permite, disciplinarea copiilor. Forma de corectare însă se schimbă de la caz la caz, în funcție de vârstă, de personalitatea copilului și de înțelepciunea părinților. Nuielușa recomandată în proverbe reprezintă forma clasică de pedeapsă corporală a acelei vremi, fiind însă o metaforă pentru pedepsa disciplinară. Forma pedepsei are conotații culturale, însă aplicarea ei rămâne o obligație fundamentală. Dau citire pentru dumneavoastră la două pasaje din Sfânta Carte. Primul dintre ele, 2 Timotei 3, 16 și 17. Toată scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și proverbe 23 cu 13 și 14. Nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Plecând de la aceste două versete, inevitabil mintea mea um, ridică următoarele semne de întrebare. Ce înseamnă mustrarea în lumina Bibliei? Promovează scriptura disciplinarea fizică a copiilor? Să înțeleg că nu iaua este cea mai eficientă soluție pentru ca un copil să devină un adult responsabil? Vă reamintesc că alături de mine sunt pastorii Mihai Miron și Daniel Brânzan. Stimați colegi, pornim de la fundament, de la ceea ce ne scrie Apostolul Pavel în 2 Timotei, în capitolul 3, versetul 16, spune așa, Toată Scriptura este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte lucrurile, să dea înțelepciune în neprihănire. Întrebarea mea e următoarea, Este Biblia și un, anume, un manual de educație din care părinții și educatorii pot prelua și aplica metode de disciplinare ale copiilor. Biblia nu este un manual de educație, aș îndrăzni să spun, Biblia este un manual pentru mântuire, cartea din care ai citit o era un manual pentru preoți, pentru pastori, dar Biblia conține toate acele uh, principii care ajută, ne ajută în educație. Adică nu putem să spunem că toată scriptura este uh, suficientă pentru a ști să-l educăm pe un copil uh, în contextul în care textul citat de tine se referea la un om care era preot, care era ucenic, care era prezbiter, care era conducător și pentru el, chiar acolo spune că el cunoștea Sfintele Scripturi din pruncie și toate acestea erau de folos pentru slujba lui. Bun, dar atunci când el spune despre faptul că Scriptura ne învață, ne mustră, ne îndreaptă, ne dă înțelepciune, nu ne ajută și pe noi ca părinți să deschidem Biblia și să găsim acolo niște metode potrivite pentru uh, educarea copiilor? Mai mult îi ajută pe copii. Este o compilație, cartea Proverbele, de exemplu, din Vechiul Testament. Putem să o considerăm ca fiind o carte de educație, dar nu este adresată în mod specific părinților. Dacă sunt părinte și vreau să iau Biblia ca un manual de educație, va trebui să culeg de aici ceva, de dincolo ceva și să fac o compilație. Această compilație o voi face după mintea mea, după ce am învățat eu, dar nu este în carte o Biblie dedicată părinților despre cum să-și crească astăzi copiii. Sunt în asentiment cu ce a spus colegul meu cu privire la faptul dacă Biblia este un manual de educație sau nu. Într-adevăr, Biblia nu se recomandă pe sine ca fiind un manual de educație. Biblia este dată cu un scop precis și anume modul în care Dumnezeu a intervenit într-o omului. Însă, într-adevăr, în Biblie găsim elemente sau principii care ne conduc la ideea de educație și găsim numeroase învățături, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, cu privire la acest aspect. Dacă ne uităm la textul pe care l-ați citat, vom vedea și va trebui să fim foarte atenți cu privire la mesajul pe care îl transmite, și anume ideea că anume scriptura este de folos ca să învețe și să mustre. Scriptura este cea care mustră, care învață, care dă înțelepciune, care conturează un orizont al existenței umane. Ce trebuie noi să facem, părinții, educatorii, profesori, învățătorii, să-i conducem pe copii la, sau generațiile tinere la scriptură, pentru ca scriptura să le vorbească și să le contureze un orizont de mustrare. Pentru că de multe ori a, alimentăm ideea cum că noi deja avem niște premise clare cu privire la disciplinare, mustrare și folosim doar Biblia ca să întărească aceste idei. Eu zic că traseul este invers. Asta înseamnă că noi, ca adulți, ar trebui să cunoaștem Scriptura. Foarte bine. Da. Ar trebui și să cunoaștem foarte bine. Toată Scriptura, nu doar anumite nu doar părți din ea. Corect, Soru. ca să o putem folosi spre îndrumarea, spre mustrarea, spre beneficiul celor mai tineri. Și implicit ea are un efect și asupra noastră. Adică ne mustră și pe noi, ne îndrumă și pe noi. Acum, este interesant pentru că Scriptura vorbește despre învățare, și alături de învățare, sau mă rog, versetul acesta, alături de învățare, pune și mustrarea, cu scop de a îndrepta caracterul unui om. Acum, întrebarea mea este care, sau, care este rolul mustrărilor sau pedepselor în Sfânta Scriptură? rolul mustărilor și pedepselor în Biblie, așa cum Biblia le evocă, este acela de a-l conduce pe om sau pe copil sau pe tânăr, adolescent la Dumnezeu. Dacă mustarea și pedepse ne conduce oriunde în altă parte, înseamnă că nu am înțeles mesajul Scripturii. Consider că Sfânta Scriptură trebuie abordată în totalitate, așa cum, azi, cum citează Pavel sau cum scrie Pavel, toată scriptura trebuie înțelese principiile generale ale scripturii și să le aplicăm și cu privire la uh, procesul de educație. Uh, aceste, aceste mostre și pedepse trebuie înțelese și în contextul în care au fost scrise, în contextul vremii și culturii de atunci. Și mai mult decât atât, aș spune că trebuie armonizate fundamental. Cu modelul Domnului Hristos în abordarea relației mântuitor om. Dar mântuitor -tru 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 -tru. scriptura este foarte tranșantă atunci când vine vorba despre educația copiilor și despre mustrare, și o să discutăm despre lucrurile astea, pentru că sunt destul de. Biblia este destul de categorică, așa cum am citat și în preambulul discuției noastre. Uh. Când spunem Biblie, trebuie să facem diferență între standardele culturale iudaice ale timpului respectiv, care au fost încorporate și poporul, în poporul lui Dumnezeu. Dar scopul pedepselor nu este ca să producă durere sau să arate cine este mai tare. Nu suferința este obiectivul mustrării sau al disciplinării, ci noi disciplinăm copiii pentru a-i ajuta să se conducă singuri, să se autoguverneze. Dar fără disciplina asta a nuielei, așa cum o citeam noi, cum citeam în scriptură, nu se poate ca un copil să devină un adult responsabil? Ba da, se poate și trebuie să înțelegem foarte corect acel termen nuia. Uite, îți citesc, de exemplu, din Psalmul 141, versetul 5. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este binevenită. Dacă un părinte poate să fie neprihănit, atunci când își lovește copilul, este un standard foarte înalt. Pedepsească-mă, căci pedepsa lui este ca un delemnul turnat pe capul meu, să nu-mi întorc capul de la ea. Adică pedepsa asta este ca un fel de binecuvânt. Asta e, asta e rolul disciplinei, să transforme răul în bine. Interesant, dar uneori scoate disciplinarea asta fizică. Scoate ce e mai rău din tine, ca părinte, ca adult și ajunge spre, spre copil. Dar o să discutăm despre toate astea, pentru că noi am fost curioși în ediția asta să vedem ce spun concetățenii noștri despre disciplinare. Și atunci. Unii dintre colegi au mers pe stradă și i-au întrebat pe aceia care au fost amabili să răspundă care considerați că este metoda cea mai eficientă de disciplinare a copiilor. Haideți să urmărim rubrica Vocea străzi. Care credeți că este metoda cea mai eficientă de disciplinare a copiilor? Prin multă înțelepciune, colaborare să cunoști psihologia copilului, să citești și să aplici cât se poate. Dacă îi constrângi, mergi și la minciună, mergi și la alte chestii, lasă-i liberi. Să-și facă lecțiile, să-și vadă de grădiniță, de școală, restul liberi. Discuția ar fi foarte importantă, acum depinde și de vârstă, dar uh, discuția foarte, e foarte importantă. Părinții trebuie să aibă răbdare cu copiii, și uh, metoda pedepsei care se folosește foarte mult la noi în țară nu funcționează, și nici agresiuni fizice. Deci, cât cu răptare, calm și să înțelegi că cei mici nu sunt dezvoltați la nivel psihic uh -huh. ca să înțeleagă anumite lucruri. Adică să te cobori la minte lor. Oricum e foarte greu. Cred că e lucrul cel mai greu, să educi un copil, să-l faci să înțeleagă ce e bine, ce e rău, pentru că sunt diverse etape de înțelegere la copil. Uh -huh. Și e foarte greu și tu să te pui în pielea lui, și el în pielea ta. Cred, personal, că trebuie să existe un echilibru între a pune presiune și a lăsa să aleagă. Adică, automat, copilul, dacă îl lași liber, total, nu o să se țină de ceva consecvent, Nu o să stea pe un anumit traseu, de asta trebuie ajutat. Dar nici dacă îi pui prea multă presiune, adică dacă îl ții numai în niște obiective legate, fără să se joace, fără să aibă o chestie socială, iarăși nu e bine, pentru că îi creează multă presiune. Uhum. Și, la un moment dat, presiunea aia o să iasă pe altă parte. Am revenit în platoul taine din scripturi. Alături de mine vă reamintesc un pastori Mihai Miron și Daniel Brânzan. Cum catalogați răspunsurile celor care au avut amabilitatea să ni le ofere? Personal îmi place vocea străzii. Adică acele reacții pe care le-ați prezentat sunt de bun simț, aș putea să spun. Și mai mult decât atât, oamenii înțeleg că de-a lungul timpului metodele de disciplinare sau de zic eu așa, mustrare din punct de vedere verbal sau aplicarea violenței fizice nu a dat roade sau efectele au fost de cele mai multe ori cele nedorite. Consider că înțeleg oamenii din perspectiva lor faptul că de multe ori comunicarea, dialogul, înțelepciunea, înfrânarea reacțiilor din partea părinților sunt mai eficiente și acest lucru duce la realizarea unei relații destul de armonioase între părinte și copil. Copilul ar putea să învețe mai mult din abordarea părintelui și comunicând cu el, copilul ar învăța că orice problemă, orice situație de criză se poate realiza prin comunicare și prin dialog. Ideal așa ar fi și spunea la final doamna Că nu ne învață nimeni, în fond, să fim părinți și cum să aplicăm toate metodele astea, și că este foarte, foarte greu. De aceea discutăm în ocazia asta despre disciplinare, pentru că ne dorim binele copiilor noștri, tinerilor din familiile noastre. Unii dintre noi avem adolescenți în casă, așa că cred că e important să privim lucrurile din perspectiva unei educații sănătoase. Doar că va trebui să înțelegem această scriptura și aceste îndemnuri din Scriptură într-un spirit potrivit și adecvat. Vă îndrept atenția spre Evrei 12, de unde să citim versetele 6 și 7. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedepsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Metoda cea mai eficientă de disciplinare a lui Dumnezeu, cel puțin din versetul acesta, dar și din altele, pare a fi bătaia. Acum întrebarea mea este: promovează Dumnezeu violența ca mod de educare a copiilor, a adolescenților, a tinerilor? Eu am un singur răspuns, răspunsul este categoric negativ, nu, Biblia nu promovează violența nici între soți, nici între părinți și copii. Și sunt foarte sigur de asta și suntem gata să discutăm și alte pasaje. Sigur, că... contrazice ce spune aici Pavel. Cu alte pasaje. Le citim imediat și le, le citim în momentul în care ajungem la ele? Și... Da, e foarte clar pentru mine că autorul scripturii care este Isus Hristos prin Duhul Sfânt nu poate să. Nu există în Biblie un îndemn bateți-vă copiii pentru că asta e calea spre educație și așa o să-i mântuiți. Nu există asta, pentru că același autor este cel care a spus dacă cineva te lovește, întoarce și obrazul celălalt. Dar același autor zice la un moment dat când a fost lovit, dar de ce mă bați? Dar nu a întors pumnul mm. sau palma. Asta este o replică. Dar, dar de... dacă vorbim despre Isus atunci când era la templu și a luat biciu și a biciuit pe toți, nu spune asta îmi pare rău. Biblia dar spune? nu spune că e abiciuit pe toți. Și Biblia spune că atunci când trebuie să îi disciplinăm pe copii, trebuie să ascultăm punctul lor de vedere să-i întrebăm, să avem o conversație de la egal la egal cu ei. Interesant pentru că aici Pavel chiar întreabă retoric, dar care este fiul pe care nu îl pedepsește. Tatăl. Dar a pedepsi nu înseamnă a, a bate. Ah, interesant, pentru că până la urmă asta facem cumva diferența, deși mai sus face diferența, deși mai sus zice că Domnul pedepsește uh -huh. pe cine iubește și bate uh -huh. cu nuiaua. S-ar putea subînțelege. Aș vrea să rămânem la acest text care este foarte important. Pavel spune că Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice uh, fiu pe care îl primește. Eu aș prefera să fiu pedepsit de Domnul. Și de Dumnezeu. Și Pavel sublinează acest aspect. Că Dumnezeu ia măsurile de rigoare pentru a reabilita, a readuce un om în sânul prezenței sale. Și de multe ori noi folosim acest text ca pretext pentru modul violent în care ne purtăm în calitate de părinți. Ori eu aș prefera ca Dumnezeu să fie cel care mă pedepsește și care mă mustre. Cred că tot Iosie lui spunea la un moment dat că dreptatea lui Dumnezeu este mai bună decât mila oamenilor. Și prefer a sprimea dreptății lui Dumnezeu decât mila oamenilor. Dar știi cum e când îți dă Dumnezeu o palmă, nu-ți vine să. sau te ridici foarte, foarte greu. Pentru că de obicei bătaia lui Dumnezeu are implicații pe termen lung și cum mă bate Dumnezeu. A... Atingându-mi sănătatea sau chestiuni de genul ăsta. Pe când dacă vorbim despre disciplinarea fizic, mă rog, disciplinarea unui părinte față de copil, uneori este o nuia care te atinge și de care ți-aduce aminte așa peste timp. Nu aș spune asta dacă îmi dai voie să te contrazic. Da, de asta uh, suntem doc... aici. Eu sunt aici să vă pun întrebări, voi sunteți aici să mă contrazic. Domnul Iisus spunea, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult tatăl vostru ceresc va da lucruri bune celor care îi Când Dumnezeu te disciplinează, cel mai greu lucru este să-ți dai seama că această problemă vine de la El. Dacă ai reușit asta, e spre bine. Dumnezeu nu te corectează ca să-ți facă rău, să te doboare. Nu, 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 vrea să te distrugă. Vrea să te ridice, să te îndrepte. Tu mergi undeva spre prăpastie și el zice nu, drumul e abrupt acolo. E o cale închisă. ia pe partea asta și ți-a pus un blocaj în față. Tu spui că asta e o pedeapsă, dar nu e o pedeapsă. Bun, eu înțeleg pe Dumnezeu prin prisma acestui filtru atât de important numit persoana Domnului Isus Hristos. Orice text din Sfânta Scriptură trebuie raportat la modul în care Domnul Hristos a raportat la oameni, la modul în care a abordat relațiile de familie și relațiile inclusiv părinte-copil. Pentru că la un moment dat societatea împiedica, societatea din proximitatea Domnului Hristos împiedica accesul copiilor la Isus. Și Isus le-a spus: Lăsați copilașii să vină la mine. Uh, îndepărtați orice barieră și lăsați-i să vină pentru că aveți un, de învățat o lecție despre ei. Ori, din această perspectivă, înțeleg că tot ce văd la Domnul Hristos, nimic nu miroase a violență fizică sau agresivitate psihică. Și, din potrivă, uh, Domnul Hristos folosește metode prin care îi atrage la oameni ca un magnet. Întrebarea mea, înainte de a merge mai departe, putem să punem egal între. Dumnezeu, Domnul Hristos și Duhul Sfânt. Absolut. Bun. Și acum, ține minte răspunsul pe care mi l-ai dat, pentru că vă îndrept atenția spre Deuteronom 21 cu 18 la 21. Și aici sunt niște legi pe care le-a dat Moise, inspirat de către Dumnezeu, care este egal cu Domnul Hristos și cu Duhul Sfânt. Zice așa, dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care nu ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește. Să spună bătrânilor cetății lui, iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, nu ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv. Și toți oamenii din, oamenii din cetatea lui să-l cu pietre și să moară. Astfel să cureți răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. Cum să descifrăm în mod corect acest îndemn al lui Dumnezeu pentru părinții unui copil răzvrătit? Consider că ar trebui să analizăm acest text și în contextul vremii și culturii. Îmi ducem aminte că în Orientul Mijlociu, familia nu era constituită doar din soț, soție și copii. Era vorba despre o familie mult mai extinsă, practic trei generații. Iar acolo autoritatea tatălui și autoritatea celui mai bătrân era incontestabilă. În același timp, când ne uităm la acest text, vom vedea și vom observa niște detalii foarte importante și anume faptul că fiul acesta neascultător și îndărătnic are o problemă, sau două mai bine spus, este lacom și bețiv. Nu vorbim aici despre un copil care este în pragul sau în perioada vârstei în calitate de minor, ci este un copil responsabil care alege să fie lacom și bețiv. Cu alte cuvinte, acest copil s-a rupt de valorile familiei și a ajuns să fie să se comporte degradant cu propriul corp și cu propria ființă. Copilul respectiv este un adult, de fapt, în contextul istoric și este o persoană care alege deliberat să facă lucrul acesta. Și atunci merită să fie omorât pentru atitudinile astea de lăcomie și de a fi bețiv? Cumva vorbim și analizăm aici tendința lui Dumnezeu. Da, Pe de o parte, în Noul Testament citim despre bătaia cu nuiaua, pe de altă parte, în Vechiul Testament și mai sunt și alte pasaje, vorbim despre o, o disciplinare în sensul ăsta în care se ajunge până la moarte pentru un comportament pe care l-am analizat mai devreme. Sigur că uh, și acest text uh, poate fi așezat în uh, spectrul textelor pe care Domnul Hristos le-a abordat uh, atunci când a vorbit despre, de exemplu, divorț. A spus, divorțul este acceptabil printre voi și uh, vă spun și cauza, din cauza împietririi inimii voastre. Și spune Domnul Hristos că Moise v-a dat această ocazie de a rezolva problema în felul acesta. De multe ori trebuie să interpretăm aceste îndemnuri la uh, măsuri radicale, prin faptul că uh, în contextul vremii de atunci așa se înțelegeau lucrurile. De nu înseamnă că acest lucru este aplicabil în timpul Domnului Hristos și nici în vremurile noastre. Dar nici atunci nu s-a aplicat. Nu există nici măcar un singur caz uh -huh. care, în, în care lucrurile să se fi întâmplat așa. Nu, nu avem asta în Biblie. Niciodată nu este un copil adus într-un cadru legal în fața judecătorilor cetății de către părinții lui sau bunicii lui să fie omorât pentru că este bețiv. Apropo, beția nu este chiar un, un păcat așa foarte ușor scuzabil. Pentru că este incorrect să spunem că el nu era ascultător și de asta era adus la tribunal. Dar la cu toate acestea, altfel. din beție, îți poți reveni și poți să treci mai departe. Da, dar acolo la judecată era ocazia în care băiatul acela să se întoarcă acasă cu dorința de a fi schimbat, să nu fie omorât. Și de câte ori nu spun părinții: Nu faci asta, că dacă faci asta, o să-ți o încasez, dar nu-l bate pe copil. Este o avertizare aici, un fel de sperietură. Și erau și alte păcate pedepsite. Prin pedapsa capitală, foarte multe aici. În este aici. Un, un alt fel de a spune, întorcându-mă cumva în Eden, în care Dumnezeu le spune celor doi, lui Adam și Evei, uite, dacă vă veți atinge de pomul acesta și dacă veți mânca, veți muri? Poate să fie, da. Adică este o avertizare pe care Dumnezeu o face și le spune copiilor lui din vremea respectivă prin moise: aveți grijă să nu ajungeți în situația aceasta. Când deci, familia își epuiza resursele și soluțiile, era adus în fața societății. Societatea s-ar putea să privească lucrurile dintr-o altă perspectivă și să ajute familia și persoana care este prinsă în lăcomie și în beție. Deci, pedepsa pentru neascultarea de părinți plus celelalte era reglementată legal în sfatul cetății. Nu era o chestiune de familie. Da? Nu era o lege a familiei. Că dacă vrei să-ți bați copilul sau nu, asta rămâne la legea ta. Sunt țări care interzic asta. În România, pedepsa corporală, de exemplu, este interzis. În Statele Unite nu este. Da? În Biserica Adventistă nu este bine să-ți bați copilul sau să-ți bați nevad. Nu că nu este bine. Nu este onorabil. Este păcat. E mare păcat să faci asta dar ai și tu o libertate în care te poți mișca și să te gândești dacă poți să uh, uh, ridici tonul dacă este cazul să se întâmple asta o dată în viață sau nu. Adică nu avem o limitare aici. Dacă aveți întrebări pentru noi, nu uitați să folosiți cu încredere numărul de WhatsApp 0751400300 sau în comentariile publice sau în privat de pe rețelele sociale dacă ne urmăriți pe internet. În Proverbe 13 cu 24 citim așa Cine cruță nu iau, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește îl pedepsește îndată. Proverbe 22 cu 15 Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau a cercetării o va dezlipi de el. Citesc și proverbe 23 cu 13 și 14. Nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scot sufletul din locuința morților. Să înțeleg că nuiaua este cea mai eficientă soluție pentru că un copil să devină un adult responsabil. Mai avem câteva minute de discuție. Tot în proverbe ni se spune despre nuiaua mustrării. Se completează tabloul acesta. În psalmul 23 Psalmistul David spune Toiagul și nu iaua ta mă mângâie Cred că părinții ar putea să folosească Toiagul și nu iaua Mângâind copilul Să exerseze lucrul acesta Cum ar putea să se consume acest act de disciplinare Trebuie să lăsăm Ca spectrul tuturor textelor Să ne ajute să înțelegem mai clar Și mai corect mesajul Bibliei Nu găsesc și aici reiterez această idee, nu găsesc niciun demn la uh, acte de violență, ci din potrivă la a înțelege cum am putea să recuperăm sau să disciplinăm copilul în așa fel încât el să crească. Iar cuvântul disciplinare este înrudit cu ideea de discipol. Noi formăm un discipol. Copilul nu trebuie să fie o victimă, ci trebuie să fie un discipol în contextul educației și disciplinării. Corect, doar că acum aș vrea să fim foarte uh, sinceri în fond, atunci când citim despre această nuia, vorbim despre nuia figurat sau vorbim despre o chestiune concretă și clară cu privire la aspectul acesta, adică o disciplinare fizică? Vorbim despre un cuvânt tradus într-un mod care poate să fie înțeles greșit. Cuvântul este șebet, adică toiag. Este acel toiac pe care l-au păstorii. De fapt, iau și un toiac și un alt băț. Uh, toiagul acesta nu este un instrument de bătaie Este toiagul acela antic pe care îl avea Moise Cu care s-a dus la Faraon Pe care îl au astăzi patriarhii bisericilor tradiționale Și are la capăt o cârjă, adică este în formă de U Toiagul acela nu este folosit ca să bați oile Ci este folosit ca să numeri, treci pe sub toiag Ca să le ghidezi dintr-o parte în alta avea acel cârlig la capăt, pentru că dacă un mielușel se ducea pe stâncă, la apuca de gât și îl trăgea înapoi, era de securitate. Un păstor care își dă viața pentru oi, nu este un păstor care își bate oile peste picioare sau peste spinare. Este toiagul cu care uh, David, de exemplu, s-a dus la Perepeleu. Și acum citim textul, da? Cine uh, cruță toiagul, își urăște fiul. În maniera asta ar trebui înțeles. Dar cine îl iubește, are grijă să-l disciplineze. Corect, dar uite că într-o turmă există și uh, miei, berbeci care sunt mai uh, rebeli. În momentul acela, dacă ar fi să mergem pe ideea pe care ai amintit-o tu, uh, îl vedem pe păstor în postura în care, pe cioban, în postura în care ia toiagul respectiv cu care ajută, cu care îndrumă și, la un moment dat, mai dă două pe cocoașă. Putem să citim și în termenii aceștia, pentru că este interesant cum ar trebui să privim disciplinarea asta fizică în fond, în termenii Bibliei. Este o permisiune, o recomandare, o impunere? Păi, dacă acolo spune toiagul certării sau al cercetării sau al mustrării, poți să te gândești la Noielușă sau la acea vargă sau la boata aceea din țară, Spune clar toiagul cercetării. Este clar că această metodă era practicată, metoda altoirii. Este clar că în baza acestor texte s-a spus în România că bătaia este ruptă din rai sau s-a spus că acolo unde dă mama crește. Dar în același timp noi suntem familii de creștini, la mine în casă nu a fost bătaie în copilărie, eu nu mi-am bătut copiii, nu recomand să bați copiii. Sfatul acesta nu este pentru toate ocaziile. Dacă suntem cinstiți, putem să spunem că bătaia poate să fie folosită măcar o dată în viață, dar ca fiind ultima etapă dintr-un proces de disciplinare și foarte rar și pentru o perioadă foarte scurtă dacă aceste, dacă alte lucruri nu dau rezultate. O să mai adaug aici un exemplu de berbec cu ghilimele de rigoare. În turma Domnului Hristos, Petru era un lider incontestabil și el era berbecul care sărea ghilimele de rigoare, repet. Uh, Uitați-vă la um, tactica și uh, toate acele instrumente pe care le-a folosit Domnul Hristos în a recupera pe Apostolul Petru. Nu vedem niciodată din partea Domnului Hristos vreun moment de agresiune fizică față de el. Poate că de multe ori exagera în, în anumite uh, aspecte verbale ca să recupereze pe, pe Apostolul Petru. Uh, iarăși, cam toate studiile arată că disciplinarea fizică nu aduce roade bune. Iar uh, cu privire la uh, dacă să folosim disciplinarea fizică în, în sau violența fizică în cadrul familiei, ar spune în felul următor. Uh, dacă uh, sunt unele biserici care promovează foarte clar ideea de abstinență totală de la alcool, cum că și un pahar zilnic ar face rău, de ce n-am aplicat același principiu la ideea că uh, nici măcar o doză mică de agresiune fizică uh, sau uh, în pastile de pedeapsă fizică uh, ar, ar putea să mergem spre ideea că nici acestea nu ar duce la, uh, la un efect pozitiv. Așadar, cum promovăm uh, ideea de abstinență totală de la alcool, aș promova uh, la rândul ideea de abstinență totală de la disciplinarea fizică. Dar asta nu înseamnă că noi contrazicem scriptura. Vă reamintesc numărul nostru de telefon 0751 -400 300 Scrieți-ne acolo întrebările dumneavoastră, sau cum procedați atunci când vine vorba de educarea propriilor copii, sau cum ați fost dumneavoastră educați, ce ați îmbunătăți ce ați face astfel încât să fiți conform cu ceea ce citim noi în Cartea Sfântă. De ce spun că n-ai contradice Scriptura? Pentru că mă leg tot de un verset din Proverbe 29 care zice așa Gândiți-vă că aceste proverbe au fost scrise de cel mai înțelept om care exista vreodată pe pământul acesta, Solomon, nu? Copilul lăsat de capul lui îi aduce rușine mamei sale. Și înainte debutul acestui verset începe chiar sub auspiciile acestea. Nu cruța, nu ia-o. Căci copilul lăsat de capul lui îi aduce rușine mamei sale. To toiagul, nu cruțat toiagul. Nu cruțat toiagul. Hai să, să mergem pe ideea asta, dacă crezi că îmbunătățește cumva lucrurile. Care sunt acele comportamente ale copiilor care ar trebui imediat amendate de părinți, încât să nu fie victimele rușinii de care scrie înțeleptul aici? Consider că acele fapte sau acele gesturi care s-ar putea să-i afecteze pe ceilalți copii. Dacă un copilul meu este agresiv cu celălalt, cred că eu, ca părinte, trebuie să intervin. Uh, mai întâi de toate, în a uh, împiedica actul de violență, dacă se întâmplă lucrul acesta, și după aceea să încerc să comunic cu el și să-l conștientizez de acele efecte negative pe care ar putea să le aibă actul de violență. Un alt, uh, un alt domeniu în care ar trebui să îi ferim pe copii sau să-i ajutăm să înțeleagă uh, că lucrurile nu sunt în, în regulă este domeniul imoralității. Când un copil este pe punctul de a comite ceva imoral, trebuie la rândul conștientizat, trebuie la rândul atras în ideea de dialog spre a conștientiza la rândul ce înseamnă aceste lucruri pe care vrea să le facă. Când un copil minte, când un copil fură, când un copil este violent față de alții, când încalcă cele 10 porunci, atunci trebuie să fie disciplinat. Cum să-l disciplinăm pe copil? În toate felurile, ultima variantă este bătaia, și aceasta trebuie. Dar făcută. este una dintre variante. Este ultima dacă nu există alte soluții, dar există și. De un unde stan... știi când să o aplici și când să nu? Păi, în primul rând, dacă ești mânios și vrei să-l bați pe copilul tău, n-ai făcut un lucru bun. Sunt câteva afirmații clare. Uh, pot să citesc. Te rog. Al amenința pe un copil a amenința înseamnă a băga două duhuri rele în el, în timp ce pe unul îl gonește afară. Dacă un copil este rău, bătaia îl va face mai rău. Aceasta nu îl va supune. De unde citești? Mărturii, volumul 8, Ellen Bătaia poate fi necesară atunci când celelalte metode eșuează. Mama să nu folosească nu dacă este posibilă evitarea ei. În multe cazuri, o astfel de corecție aplicată cu dragoste va fi suficientă pentru viața întreagă. Deci este vorba de o palmă sau o nuelușă, pentru toată viața. Plus că există, dacă m-ai întrebat de unde, în cultura noastră adventistă, am văzut asta în generațiile anterioare, bătaia se practica în privat, după o discuție, foarte așa pe un ton foarte cald, foarte, pentru înțelegerea copilului. Păi asta îl durea mai mult pe părinte decât pe copil. Îmi povestea un coleg care a aplicat tratamentul ăsta, eu n-am ajuns acolo. Dacă poți să faci asta în privat, fără calm, fără... dar nici nu mai este nevoie să mai atingi. Aș susține că în niciun caz bătaia nu funcționează. Adică nu, nu consider nici măcar că este o soluție ultimă în problema aceasta. În momentul în care părintele apelează imediat la, la acest gest, la acest act, înseamnă și demonstrează faptul că el la rândul nu se controlează pe sine și este stăpânit de mânie și de furie. Ori ideea este foarte importantă, apropo de mărturii, apropo de literatură religioasă, întotdeauna disciplinarea trebuie să lase o portiță sau o ușă larg deschisă pentru ideea de dragoste. Noi nu -i oferim copilului o lecție de a folosi puterea fizică față de cineva mai slab, ci trebuie să folosim autoritatea noastră pentru a-i oferi o lecție de dragoste și de educație, de creștere în ocazia respectivă. Ca el să învețe ceva și ca la rândul ei să poată să exerseze liberul arbitru și puterea lui redusă pentru a nu mai comite acest fapt. Trebuie folosit de toate mijloacele posibile în sensul acesta. Pentru ca Dumnezeu să ne dea putere nouă ca părinți să rămânem consecvenți acestor sfaturi, avem nevoie inevitabil să ne racordăm la Hristos, la Dumnezeu și racordarea aceasta vine prin a pune genunchiul jos și prin a ne ruga continuu lui Dumnezeu. Nu e aici în cadrul emisiunii Taine din Scripturi, avem o rubrică ce se numește rugă pentru tine, așa că este momentul să facem apel la ea. Ne-a scris pe WhatsApp de 0751 400 300 vă încurajez să folosiți și dumneavoastră numărul acesta de WhatsApp, doamna Crina Ionașcu și ne-a spus așa. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea mie și soțului răbdare și înțelepciune pentru a ne crește cei doi copii în temere de el. Dan, te rog să mijlocești tu pentru familia Ionaș. Tatăl nostru, în numele Domnului Isus, îți aducem numele acestei familii, Ionescu și în special al Doamnei Crina. Cererea ei este după voia ta pentru răbdare și pentru înțelepciune. Acordă-le această înțelepciune și ajută-i ca să fie mântuiți cu toții în împărăția ta lasă harul tău în căminul lor pe deplin și pentru totdeauna. Îți mulțumim. Amin. Amin. Mulțumim pentru că ne scrieți și pentru că aveți încredere în ceea ce se întâmplă aici în cadrul emisiunii Taine de Scripturi. Vă garantez că, dincolo de rugăciunile pe care le facem în fața dumneavoastră, ne rugăm și în privat pentru fiecare cerere pe care o primim. Efeseni 6,4 Părinți, nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Ca părinte, ce metode disciplinare să aplicăm astfel încât să fim siguri că ele sunt în conformitate cu Sfânta Scriptură? Mi-ați dat câteva idei și mai devreme, dar poate suntem mai concreți în momentul acesta. Mihai? În primul rând aș folosi metodele care ar funcționa în dreptul meu ca părinte, dacă vrea cineva să mă abordeze pentru o problemă. În al doilea rând, consider că este foarte important ca în momentul în care se întâmplă o astfel de situație și lucrul pe care l-am practicat este să dialoghez mult sau chiar foarte mult cu copilul meu, pentru că am un copil energic, și să îi, îl ajut să înțeleagă, să formuleze chiar el consecința acestei fapte îndoienice, ca să zic, din acest punct de vedere. O altă metodă pe care a folosit-o soția mea în problema aceasta a fost să dea o pauză copilului nostru, ideea de a se retrage cumva în zona lui, în camera lui și să se reflecteze el la capitolul acesta și după aceea să vină să-și ceară iertare. Și lucrul acesta a funcționat. Dan, tu ai copii mai mari? Și mai mari și mai mici. Și mai mari și mai mici. Cum procedezi cu copilul mai mare atunci când vine vorba despre disciplinare? Cea mai bună metodă este conversația și exemplul personal. Nu există o putere mai mare decât a cuvintelor. Și cu asta sper să fi spus tot. Dragostea este cea mai bună metodă. Citesc din Biblie, dragostea lui Hristos ne strânge. A doua Corinten 5. Citesc cuvintele Domnului Isus. feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, adică nici măcar să nu-l jignești. Asta e standardul foarte înalt. E adevărat, Dumnezeu ne cheamă la standarde înalte, să sperăm că și noi, muritorii de rând, cei care uneori mai greșim, reușim cu toate acestea să punem accent pe ceea ce ne învață Scriptura și să o aplicăm atunci când vine vorba despre felul în care ținem cont de disciplinarea copiilor sau propria noastră disciplinare. Urmează rubrica Răspunsuri Fulger. Am aici răspuns întrebările pentru voi în ocazia aceasta. Prima întrebare sună așa, numește un titlu de carte pe care ai citit-o pentru a-ți îmbogăți metodele de disciplină aplicate copiilor tăi cartea educație de Ellen White în general ca principii și mitul copilului răsfățat de Alficon. Nu am fost interesat de literatura asta, dar am învățat ceva la cursurile de psihoterapie și de acolo am mai prins câte ceva. Ce programe dezvoltă biserica adventistă pentru a îndruma pe părinți în găsirea metodelor eficiente de educare și disciplinare a copiilor? În principiu Vorbim despre programe care vizează familia. Departamentul familiei se ocupă de numeroase uh, ocazii în care comunică prin seminarii, prin evenimente care orientează uh, în această direcție uh, oamenii. Și uh, am participat la școala copiilor, școala părinților, cer scuze, uh, prezentate de uh, diversi pastori. Cel mai bun program pe care îl cunosc este așa numitul altar de dimineață și de seară, o practică mai rar întâlnită în contemporaneitate în Biserica Adventistă, dar este o întâlnire în fiecare dimineață și în fiecare seară cu toți membrii familiei în care se citește ceva din Biblie și se discută despre problemele zilei, despre mesajul textului. Și ultima întrebare de rubrica aceasta, este tatăl mai îndreptățit să aplice disciplina decât mama? Probabil că cel mai îndreptățit să aplice disciplina este cel care se ocupă mai mult de copii. Dacă vorbim despre mama, atunci mama. Dacă se ocupă tata, și el este îndreptățit să facă lucrul acesta. Eu a spune că nu, pentru că am zis că tatăl și mama sunt egali. Așa că amândoi sunt la fel de responsabili. Mulțumesc frumos pentru răspunsurile voastre. Urmează rubrica Exercițiul de Sinceritate. Bun, Dan, încep cu tine. Așa ca să se familiarizeze și Mihai da, cu ideea uh, asta. Unu, doi sau trei. Să fie doi că este de echilibru. Să fie cu forul doi. Când ai fost adolescent, care consideri că a fost cea mai eficientă metodă de disciplinare de care ai avut parte? Uh, aceeași pe care o aplic și eu acum, discuția simplă. Nici mai da. mult, nici mai puțin. Mulțumesc frumos, Mihai. 1 sau trei? Trei. Cu forul 3 ascunde următoarea întrebare: care sunt acele metode de disciplină pe care părinții tăi le-au aplicat în privința ta și pe care le-ai pus în practică și tu față de propriul tău copil? Mi-a plăcut modelul de a fi preluat din poziția în care mă aflam și chemat la dialog atunci când mama m-a strâns în brațe, mi-a explicat ce am făcut rău. Și după aceea lucrurile s-au așezat diferit. Același lucru am încercat să-l aplic în dreptul copilului meu. Vă mulțumesc frumos pentru că mi a fost aproape. Alături de mine au fost pastorii Mihai Miron și Daniel Brânzan. De asemenea, mulțumesc colegilor din tehnic și acelora care mi a fost aproape până acum, dar mai ales îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță tot ceea ce facem noi aici la Taine din Scripturi este pre beneficiul nostru și spre lauda lui Dumnezeu. Vă reamintesc, scrieți-ne pe WhatsApp la 0751400300 întrebările, dilemele pe care le aveți, dorința de a studia împreună Sfânta Scriptură sau motivele pentru care doriți să ne rugăm. Am să închei și am să rezum întâlnirea de față care s-a desfășurat sub auspiciile interogației cum să își disciplineze familiile creștine copiii prin a cita evrei 12 cu 11. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Vă mulțumesc că mi-ați fost aproape. Nu uitați, bătălia pentru Biblia a început în studioul nostru, dar ea continuă cu precădere în casele dumneavoastră. Harul Domnului Isus să se reverse asupra noastră ca părinți, asupra copiilor, asupra familiilor noastre.